Este ora 17 și 6 minute, suntem acum în direct, ascultați Radio Vocea Evangheliei Suceava pe 94,2 FM și pe rvsv.ro și în mod inedit astăzi, la ceas aniversar, Radio Vocea Evangheliei emite din Sala Mare a Casei de Cultură Suceava. Dumneavoastră, publicul aflat astăzi aici, aveți ocazia nu doar să auziți, ci să și vedeți cum se desfășoară o emisie radio în direct. De 25 de ani, Vocea Evangheliei proclamă cu credincioșie adevărul revelat. Pentru tot din acest sfert de secol, acum și aici, vrem să slăvim numele lui Dumnezeu, iar cuvintele noastre, astăzi, sunt scrise de pana scriitorului iscusit și rostite din adâncul inimii. Inimă care se exprimă cel mai bine pe note muzicale. Grupul acustic, cuvinte pline de farmec, muzică și versuri, Sami Lupt. Este pentru tine.
de vorbe iscusite în gura mea. Ca tine nu e nimeni și te voi lăuda. Nu doar portativul este cel mai bun suport pentru cuvintele pline de farmec, rugăciunea este cea care susține cuvintele și le dă consistență și un sens profund. Să rostim așadar cuvinte de rugăciune. Pastorul Dan Boingeanu. Vă invit, haideți să ne ridicăm și împreună să plecăm inimile noastre în închinare înaintea lui Dumnezeu. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, slăvim și lăudăm numele Tău pentru că ai îngăduit să ajungem acest timp de sărbătoare. Îți mulțumim că în locul acesta, Doamne, suntem adunați în numele Fiului Tău. Am vrea să Te rugăm să lași prezența Duhului Tău între noi și Duhul Tău să atingă orice inimă a celor ce sunt aici și a celor ce ne ascultă pe unde radio. Doamne, în locul acesta vrem încă o dată să recunoaștem că Tu ești Dumnezeul mare și atotputernic. Ești Tatăl nostru și ești Cel care Ți-a arătat față de noi dragostea Ta. Îți mulțumim, Doamne, că ne vorbești inimilor noastre și ai îngăduit ca în zona în care ne-ai așezat, timp de 25 de ani, să auzim vocea Evangheliei pe unde radio. Doamne, suntem aici și îți mulțumim pentru minunile Tale. Îți mulțumim, Doamne, pentru toți aceia care în acești ani au fost gata să-ți dea în știre cuvântul Tău. De aceea mă rog, Doamne, să binecuvintezi pe toți cei care slujesc în cadrul acestui post de radio. Doamne, am vrea să Te rugăm să le răsplătești slujirea lor și să-i întărești pentru ca să poată să facă cunoscut cuvântul Tău cu mai multă îndrăzneală și cu mai multă putere. Doamne, ești Cel care ai îngăduit ca în vremea aceasta, în zona în care ne-ai așezat, cuvântul Tău să ajungă și să fie auzit la cei care ascultă vocea Evangheliei. De aceea, Doamne, Te rugăm să faci cuvântul acesta viu și lucrător. Pentru cei care sunt prezenți în locul acesta, Te rugăm să lași binecuvântarea Ta. Și am vrea, Doamne, să întărești mesajul cuvântului Tău pe unde radio pentru toți aceia care ne ascultă în aceste momente. Recunoaștem că dacă n-ai fi fost de partea noastră, n-am fi ajuns momentele acestea. De aceea Te slăvim pentru acest timp de har și de libertate. Îți mulțumim pentru rugăciunile ascultate. Îți mulțumim pentru dragostea și jertfa celor care susțin acest post de radio. Te rugăm fiecăruia în parte să dai răsplătirea Ta. Doamne, privim însă și în viitor și chemăm numele Tău nu numai pentru momentele ce ne petrecem acum împreună. Chemăm numele Tău pentru viitorul ce ne stă înainte. Și Te rugăm, Doamne, să lași ca vocea Evangheliei să răsune în continuare pentru zona noastră. Să îmbraci cuvântul Tău în autoritate și în putere. Să faci cuvântul care este vestit prin unde radio să ajungă în locurile în care noi nu putem ajunge. Și am vrea, Doamne, să Te rugăm să cercetezi pe cei ce nu Te cunosc pe Tine. Fă ca prin postul de radio vocea Evangheliei să fie atinse inimile acelora care în altfel n-au ocazia să audă cuvântul Tău. Cerem ajutorul Tău și pentru momentele ce ne petrecem împreună. Am vrea să Te rugăm să rămâi bucuria noastră, să ne atingi prin Duhul Tău cel Sfânt și să ne întărești să se aducem lauda, cinstea și închinarea pe care o meriți în numele și în meritele Domnului Iisus. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Sfânt, înaintea Ta acum venim.
prăștenim, iubitor, să-ți mulțumim, căci până aici ne-ai ajutat și viață încă ne-ai păstrat. Pentru iubirea ce pentru noi ți-ai arătat, căci până aici ne-ai ajutat și viață încă ne-ai păstrat. Pentru iubirea ce pentru noi ți-ai arătat. Ne-ai dat aici atâtea binecuvântări, ne-ai mângâiat și alinat multe dureri, ne-ai fost alături de la greu și ne-ai întins mâna mereu. Pentru aceasta te vom slăvi, un Dumnezeu. Ne-ai fost alături la greu și ne-ai întins mâna mereu. Pentru aceasta te vom slăbi, bun Dumnezeu. Izvorul tău a curs într-una nesecat, de-atâtea ori ne-am viorat. Ne-ai dat o poartă către har prin Fiul tău sus la calvar. Îți mulțumim, o Doamne bun, pentru acest dar. Ne-ai dat o poartă către har prin Fiul tău sus la calvar. Îți mulțumim, o Doamne bun, pentru acest dar. Le-am ascultat pe surorile Mandici cu melodia Părinte Sfânt, versuri și muzică Puiu Chibici. Preluăm și noi din versurile melodiei și spunem cu toții, îți mulțumim, o Doamne bun, pentru că privim în urmă și conștientizăm ajutorul și binecuvântarea Ta. Acum, pentru o primă întoarcere în timp, predau microfonul colegilor mei, Margareta Lupașcu și David Reguș. Sper să vă auziți bine. Ne auzim, ne auzim. Sper să ne audă și ascultătorii. Suntem pe 94,2 FM, rvsv.ro. Iată, pentru prima dată și în transmisiune live, video, chiar pe Facebook. Deocamdată cât încă se mai poate transmite și pe Facebook mesaj creștin. Iată-ne aici în fața dumneavoastră la acest aniversar, 25 de ani de când emitem în Suceava. Radio Vocea Evangheliei există. Suntem împreună cu pastorul Ieremia Rusu, director general al rețelei Radio Vocea Evangheliei în perioada 1993-2003, corect? Mi-a urat colegul nostru să ne meargă toate microfoanele, se pare că nu funcționează chiar toate. Ia să vedem acum. Din 1992 până în 1996 am fost director tehnic. A fost un colegiu director format din trei directori de la cele trei culte, Baptist, Creștin cu Evanghelie și Pentecostal. Iar din 1996 până în 2003 am fost directorul general al postului de radio. Vedeți, de asta suntem împreună aici și aflăm lucruri inedite chiar aici pe panchetă. Actualmente, domnul Ieremia Rusu este rector al Institutului Teologic Timoteus din București. Adevărat. Așadar, ați auzit că s-a spus aici, am fost. Cred că deja ați intuit că e vorba despre o întoarcere în timp. Când ne propunem o retrospectivă a debutului Radio Vocea Evangheliei, debut care a constituit temelia pe care s-a construit tot ceea ce reprezintă astăzi rețeaua Radio Vocea Evangheliei pe plan național și Radio Vocea Evangheliei Suceava
pe plan local. Alături de domnul Ieremia Rusu este împreună cu noi domnul pastor Corneliu Tuhlei, fost director Radio Vocea Evangheliei Suceava. Dumnealui este cel care a pus bazele administrative, tehnice și logistice ale stației. Îi spun un călduros bun venit. Dumnealui a venit de la 24.000 de kilometri. Abia îndrăznesc să spun. Mulțumesc, frate Ieremia. Și alături de cei doi de la București, astăzi a sosit împreună cu noi, este alături de noi domnul Cristi Pavel, de la stația Radio Vocea Evangheliei București, a fost implicat în partea redacțională la momentul de start al stației Radio Vocea Evangheliei Suceava. A fost alături tot de noi. Tot un fost. Urmează prezenții, imediat. Actualii. Domnul Ieremia Rusu este cel care e în măsură să ne dezvăluie cum a apărut ideea Radio Vocea Evangheliei, pentru că la început a fost o idee, a fost o viziune, a fost o frământare, a fost o neliniște. Dumneavoastră sunteți cel care ne puteți spune cel mai bine cum a apărut această idee și mai ales ne puteți furniza detalii privitoare la implementarea viziunii, cum s-a urmărit viziunea. Și aș vrea să vă adresez o primă întrebare. Cum arăta viziunea celor care au primit de la Dumnezeu, au primit-o de la Dumnezeu și au primit mai apoi și resurse și suport pentru a demara proiectul Radio Vocea Evangheliei? În anul 1992, Parlamentul României dezbătea o nouă lege a audiovizualului democratică, care să permită posturilor de radio și televiziune particulare să emită în România. Aflând de lucrul acesta, un grup de lideri evanghelici, 28 la număr, s-au întrunit în data de 12 martie 1992 pentru a stabili o convenție de înființare a Asociației Radio Vocea Evangheliei. Și printre acești lideri au fost președinții cultelor evanghelice, fratele Vasile Talpoș de la Baptiști, fratele Silviu Cioată de la Creștin după Evanghelie și fratele Emil Bulgăr de la Frații Pentecostali. Iar unul dintre inițiatorii și promotorii acestei idei de a avea o rețea de radio evanghelică a celor trei culte în România a fost fratele Iosif Țon, președintele Romanian Missionary Society. Au mai fost acolo atunci, dintre cei pe care îi cunoașteți, Cristi Țepeș, Nicu Vandici, care și el a fost director administrativ o perioadă la Radio Vocea Evangheliei, și mai mulți lideri. Se pare că dintre inițiatorii, dintre fondatorii acestui post de radio, la această sărbătoare particip doar eu. Și vă dați seama, veneam din perioada comunistă, din întunericul care exista atunci, și noi evanghelicii puteam pentru prima dată în istoria României să ieșim într-un mod public pe unde radio, astfel încât să putem să proclamăm cunoașterea lui Dumnezeu așa cum este ea arătată în Sfânta Scriptură, Biblia, să vorbim despre dragostea lui Dumnezeu, jertfa Domnului Iisus Hristos, mântuirea prin credința în Domnul Iisus Hristos. Era un entuziasm extraordinar. A fost o victorie, cu siguranță. A fost o victorie, a fost un început. Iată că s-a concretizat ideea aceasta unui post de radio la nivel național, la București, dar a început la Suceava. A început la Suceava și avem aici oaspeți în stare capabili să ne explice cum de s-a putut întâmpla lucrul acesta și poate avem chiar ceva dezvăluiri în privința aceasta. Suceava a avut privilegiul să înceapă prima emisie, deși Bucureștiu luase primul licența, dar Suceava, datorită conjuncturii,
Radio Uniplus, cu care eram în partaj în timpul acela. Ei au început mai devreme emisia și erau interesați ca acel gol de 2 ore să fie umplut, să nu fie oprit de fiecare dată emisia. Ei au fost dispuși să aibă împreună cu noi un contact și un contract prin care noi am închiriat stația lor și astfel pe 1 august 1993 Suceava a fost prima stație care a început emisia, deși pregătirile erau la București. Noi am fost cei care am început. Cei de la București v-au ajutat? Împreună cu colegii de la București care ne-au sprijinit, ne-au ajutat, și Cristi, care era împreună cu noi atunci, poate să ne spună mai multe cum am început. Domnul Cristi Pavel este, până la urmă, vocea. O să o recunoașteți imediat. Slavă Domnului! Așa e. Cizmarul n-are pantofi, croitorul n-are haine și oamenii de la radio aleargă după microfoane. Am fost o voce, slavă Domnului, că erau mai mulți. S-a întâmplat să fiu acolo, așa cum întâmplări sunt lucrările lui Dumnezeu. Chiar că n-am niciun merit, am fost întrebat de unde cup de fudră ăsta cu Suceava. În afară de faptul că tatăl meu e de undeva de prin zonă, nu spun de unde. În rest, nu pot să spun că eram în cunoștință de cauză sau că era zona predilectă pentru mine, până când în perioada aceasta în care emisia trebuia să înceapă, oamenii din Suceava încă nu... Oamenii, adică cei doi mari oameni, Cornel și cu Dorin Bodnariu, eu nu zic că n-ați avut curajul, n-ați avut... N-a fost pentru voi momentul ăla, așa încât am luat noi inițiativa și ajutați, convinși și de șefii noștri, am început să facem programe și le-am făcut vreo 10-12 luni. Acum să nu vă închipuiți că totul era la fel de fluent și de ușor ca acum. Gândiți-vă, se făceau înregistrări pe bandă de magnetofon, se editau benzile de magnetofon, programele care rezultau în urma acestor lipituri de înregistrări de vorbe cu melodiile trase de pe alte benzi de magnetofon erau trecute pe casete, care casete erau luate frumos de colegii dumneavoastră de la București, producători în speță, alergam binișor și repejor la ora 11, fără 10, fără 5, la gara de nord să prindem ultimul tren care pleca din București spre Suceava, ca să dăm, cum se zice, nașului, nu, conductorului, pachetul cu cele două prețioase casete care trebuiau puse a doua zi la ora 12 în undă. Cam așa s-au desfășurat primele 9, 10, 11 luni, a ceea ce, nu știu dacă sunt în sală oameni care au auzit vocea Evangheliei în anii 93-94, să știți că nu ne e rușine cu perioada aia. Chiar dacă acum am râde, dacă am fi siliți să lucrăm în aceleași condiții, a fost o perioadă în care entuziasmul a ținut loc de multe, de multe ori și de mâncare, că vorbeam adineori în culise ce mâncam noi câte 24 de ore că stăteam acolo. Mi-aduc aminte de o noapte în care am stat o noapte ca să ilustrăm o poezie de 3 minute de Costache Ioanid, cu un pic de muzică pe dedesubt și cu niște efecte. Am stat o noapte fără să ne oblige cineva să o facem, era acel entuziasm de început care parcă nu ne mai lăsa să ajungem nici acasă, să plecăm nici acasă. Știu că nu înțelegeți lucrul ăsta, n-aveți cum până nu treceți pe aici, dar vă rog să-i credeți pe cei care au trecut pe aici. Spuneați, am început emisia, mă gândesc la faptul că nici Corneliu Tuhlei, nici domnul Bodnariuc nu făceau radio la vremea aceea, nu aveau pregătire în domeniu. Și atunci se iscă aici o întrebare, echipele care erau, chiar dacă erau câte 2 sau câte 3 la vremea aceea, au beneficiat de pregătire, de instruire, cum s-a făcut aceasta? E drept că nu aveam experiență de radio niciunul, dar eram pregătiți pentru că cei mai mulți dintre tineri, chiar înainte de Revoluție, au participat, au fost cuprinși în cadrul bisericii, în cadrul studiilor personale,
într-un antrenament, într-un studiu biblic și mi-aduc aminte cei mai mulți dintre tinerii care erau studenți pe vremea aceea erau cuprinși în cercuri de studiu biblic și noi eram dornici de a transmite Evanghelia. Era o dorință, un foc lăuntric care aștepta momentul prin care noi puteam să dăm mai departe vestea bună a Evangheliei. Și a fost momentul când a venit licența aceasta de radio. Și focul acesta a fost un bun prilej pentru a învăța să și faci lucrurile bine și să înveți efectiv să faci radio. Cred că domnul Ieremia Rusu ne-ar putea spune câteva lucruri despre modul în care au fost instruite echipele. Noi am avut doi parteneri la început, cultele evanghelice care au fondat acest post de radio, a fost Romanian Missionary Society și HCJB, World Radio. Și acest post de radio creștin a trimis aici în România misionari care au învățat și pe partea tehnică și cum se construiesc studiourile, dar și pe partea aceasta redacțională. Însă, cel mai mare partener al postului de radio Vocea Evangheliei în ceea ce privește instruirea în domeniul radio a fost Moody Radio, cel mai respectat post de radio evanghelic din lume, Moody Radio din Statele Unite. Am trimis încă din primii ani, am trimis o echipă de redactor și inginer de sunet ca să fie instruiți la Moody. Nu s-au întors toți în România și nu au lucrat toți în radio, dar în anii 1995-1996 am studiat într-un program de master la Moody Bible Institute, de care aparține Moody Radio din Chicago, Statele Unite. Și atunci am făcut internship-ul cu domnul Bob Neff, care era vicepreședinte la Moody Bible Institute, șeful cel mare al acestei rețele de radio Moody Radio. Și s-a legat o prietenie între noi, studiind despre radio împreună cu dânsul și văzând cu ceea ce ne confruntam noi în România. Gândiți-vă că eram la început, nu se știa în nici celelalte posturi de radio comerciale sau de televiziune, nu aveau oameni echipați. A fost greu, cu siguranță, a fost greu, a fost dificil, însă înțeleg că a fost frumos. Ceea ce s-a întâmplat a fost faptul că am organizat după aceea, an de an, conferințe, începând cu 1997, an de an am organizat conferințe cu Moody Radio, în special cu John Geiger, directorul proiecte speciale, și s-au format echipe de specialiști de înaltă clasă, dintre cei mai buni din Statele Unite, deși din lume, pe partea redacțională, pe partea editare, pe partea marketing, publicitate, spoturi publicitare, diferite aspecte, și toate aceste conferințe au reușit ca să echipeze pe cei care lucrau în Radio Vocea Evangheliei în toate stațiile de radio. Aceste conferințe au devenit internaționale și chiar veneam astăzi către Suceava, am ascultat un calup de spoturi publicitare și băiatul meu zice: extraordinar, ce profesioniste sunt aceste calupuri de spoturi publicitare. Să spunem, deci, că vreau stație, să vă spun... Ce stație emite? Cum? Ce stație ascultați? Vocea Evangheliei Suceava. Vocea Evangheliei Suceava. Spuneți-o. Da, așa este, în spoturi publicitare. Timpul nostru de... pentru această parte a întâlnirii a expirat oarecum, nu înainte de a lansa un gând scurt pentru... Iată, ascultătorii Radio Vocea Evangheliei Suceava, acum la Praga Aniversar.
le cereți nouă gânduri scurte, riscant. Din experiența deja am văzut mea, lucrul ăsta. Din experiența mea, activitatea de radio înseamnă un cuplu între echipă și audiență. Aș vrea să vă spun și să vă transmit amândurora un text pe care l-am citit zilele astea, pe căldură. Un text care este valabil nu doar pe căldură. Zice Pavel în 1 Corinteni, capitolul 16, vorbind despre colaboratorii lui, căci mi-au răcorit Duhul meu și al vostru să știți, dar să prețuiți pe astfel de oameni. Mă gândesc că există șansa aceasta ca vocea Evangheliei să fie răcorită de dumneavoastră și dumneavoastră să fiți răcoriți de vocea Evangheliei la nivelul Duhului dumneavoastră. Mă gândesc că e cazul și e bine să învățăm să ne prețuim unii pe alții, dumneavoastră pe cei care lucrează pe dumneavoastră, care îi susțineți prin rugăciune sau oricum altcumva. Și mai dați-mi voie să vă citesc un verset. Scrie undeva înțeleptul Solomon în cartea lui, sigur, într-una din cărțile lui, auziți ce spune, și poate îl reține și pentru dumneavoastră. Oriunde se muncește este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește este lipsă. La radio aproape că nu mai se vorbește. Vezi, zice, da, e lipsă. Dar să știți că înainte să vorbească, ei muncesc. Ei lucrează. Deci haideți să facem ce ține de noi în cuplul acesta fiecare și să ne răcorim reciproc și să ne prețuim reciproc și să nu mai lăsăm ca acolo unde se muncește să fie lipsă și invers. Și în felul acesta vom împlini cuvântul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc. Legat de ceea ce tocmai ați spus dumneavoastră, îmi amintesc de faptul că am auzit, da, la un moment dat, fiind în radio, că Radio Vocea Evangheliei Suceava a fost întreruptă emisia la Radio Vocea Evangheliei Suceava, domnule Corneliu Tuhlei, nu ați mai emis. Poate că învățăm ceva dacă ne spuneți din episodul acela, pe scurt, câteva lucruri. Se leagă foarte bine de ceea ce a spus domnul Cristi Pavel. Știu că timpul a expirat, dar trebuie să țineți cont că eu am de la 24.000 de kilometri, deci ar trebui să am... Exact la asta v-am gândit. Mai mult decât cei doi mei, colegii ai mei, ei urmează mai mult ca mine. Oricum, nu o să țin. Promit că o să răspund ascultătorilor. Vreau, deși nu vă văd, dragi frați și surori, luminile sunt... Suntem la radio, n-aveți cum să-i vedeți. Totuși, eu vreau să vă mulțumesc. Mulțumesc fraților, slujitorilor, păstorilor din Suceava, din zona aceasta, care dacă nu erau ei, nu era astăzi radio aici, și dacă rugăciunile care s-au înălțat către Dumnezeu, dorința de a proclama Evanghelia n-ar fi fost un foc lăuntric în inimile slujitorilor, astăzi n-am fi avut vocea Evangheliei. Vreau să vă spun, ani de zile m-am rugat și visul meu a fost ca Suceava să aibă 24 de ore. El s-a împlinit după ce am plecat din Suceava, am lăsat 2 ore, dar eu știu că am lăsat înaintea lui Dumnezeu cererile pe care împreună cu frații mei le-am adus înaintea Domnului și la vremea potrivită Dumnezeu le-a împlinit. De asemenea, ceea ce spunea colega despre un moment în 1996, mi-aduc aminte foarte bine, au rămas întipărite în mintea și în inima mea, m-am pregătit pentru emisia din Vinerea Mare, înainte de, în ziua de vinere, înainte de Paște în 1996, când la ușa postului de radio UniPlus am fost oprit și mi s-a comunicat că de astăzi înainte nu mai emitem. Timp de aproape 9 luni de zile noi am tăcut. Abia atunci mi-am dat seama, abia atunci și comunitatea și-a dat seama ce puteam pierde. După 3 ani de emisie neîntreruptă, 9 luni, Radio Vocea Evangheliei Suceava nu a mai emis. Ce a însemnat asta pentru dumneavoastră, dar ce a însemnat și pentru ascultători? Pe scurt. Abia atunci am prețuit, abia mulți din cei care și-au dat seama că nu mai avem ceva care... am avut 3 ani de zile, abia atunci ne-am dat seama de valoarea acestei lucrări. Câte rugăciuni s-au înălțat, Domnul știe. Cert este că atunci noi am înțeles și ne-am pus pe treabă, dar a fost pentru noi toți o provocare, a fost o luptă spirituală și la
sfârșitul anului 1996, chiar înainte de Crăciun, am primit autorizarea și aprobarea să reîncepem emisia și a fost o mare bucurie. Și de atunci, iată că non-stop, neîntrerupt, vocea Evangheliei continuă și astăzi. Și cu ocazia aceasta, special am venit de la 24.000 de kilometri să fiu alături cu colegii mei în această sărbătoare, să-i aduc slavă și laudă Domnului și mulțumire pentru că Dumnezeu până aici ne-a ajutat. Este adevărat, Ebenezer, imediat îi vom asculta și pe frații Strugariu, interpretând acest cântec, nu înainte de a avea și un ultim cuvânt din partea pastorului Ieremia Rusu. Un gând acum la acest aniversar pentru ascultătorii Radio Vocea Evangheliei, Suceava. Aș dori în primul rând pentru colectivul postului de radio Vocea Evangheliei Suceava să două cuvinte. Entuziasm și excelență. Entuziasm și excelență. Excelență pentru Hristos, excelență spirituală, excelență profesională, excelență în relații, excelență în eficiența pe care o aveți în slujire. Sunt euri de dorit. Da, acestea sunt de dorit. Iar pentru suceveni, deci eu am fost unul dintre membrii fondatori ai postului de radio Vocea Evangheliei, dar în Ploiești, de unde sunt, noi nu avem postul de radio Vocea Evangheliei. Din 92 până astăzi, noi nu avem postul de radio Vocea Evangheliei. Dumneavoastră sunteți binecuvântați, aveți 25 de ani de emisie și dați slavă lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Mulțumiți, fiți alături de postul de radio, sprijiniți lucrarea aceasta prin ceea ce Dumnezeu a pus în inimile dumneavoastră, prin talentele pe care le aveți, prin banii dumneavoastră și folosiți acest post de radio care îl slăvește pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu vrem să-L slăvim și în continuare. Rămâneți alături de noi pe 94,2 FM, rămâneți alături de noi aici în sală, pentru că vrem într-adevăr să-L onorăm pe Cel care ne-a ajutat până aici. Până aici Dumnezeu ne-a ajutat, frații Strugariu. Dumnezeu ne-a ajutat, ne-a cinstit cu atâta bine și ne-a apărat. Și-a întins cu îndurare mâna sfântă peste noi și ne-a înconjurat pe dinainte și pe dinapoi. Ai simțit și tu în viața ta iubirea Lui, poți și tu să cânti osana Domnului. Poți să spui cu mine astăzi cu adevărat, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Fie-i numele slăvit, fie-i numele onorat, dacă ți-a făcut mult bine, înalță-ți glasul tău spre cer și să strigi din toată inima, Ebenezer. Dacă ți-a făcut mult bine, înalță-ți glasul tău spre cer și să strigi din toată inima, Ebenezer. Și-a ținut promisiunea cu adevărat. El rămâne credincios, cuvântul lui se va împlini. Ce-a spus el în veci rămâne, lumea întreagă de-ar pieri. Ai simțit și tu în viața ta iubirea lui, poți și tu să cânti osana Domnului. Poți să spui cu mine astăzi cu adevărat.
Dumnezeu ne-a ajutat. Până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Fie-i numele slăvit, fie-i numele onorat. Dacă ți-a făcut mult bine, înalță-ți glasul tău spre cer și să strigi din toată inima Ebenezer. Dacă ți-a făcut mult bine, înalță-ți glasul tău spre cer și să strigi din toată inima Ebenezer. Dumnezeu ne-a ajutat, de te-ncrezi în El puternic vei fi apărat și te vei adăposti la umbra aripilor Lui, căci în viață ține credincioșii iar mila Domnului. Pune-ți azi nădejde-n harul ce va fi adus și-a țintește-a ta privire la Iisus. Biruindu-ne-l vei spune cu adevărat, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Fie-i numele slăvit, fie-i numele onorat. Haideți toți într-o suflare să înălțăm glasul spre cer, să strigăm din toată inima Ebenezer. Haideți toți într-o suflare să înălțăm glasul spre cer, să strigăm din toată inima Ebenezer. Spunem cu toții împreună cu frații Strugaru, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. El, Dumnezeu, este inițiatorul și susținătorul radioului Vocea Evangheliei, iar toate meritele ni se cuvin doar Lui. Vă propunem acum o a doua întoarcere în timp, de la nivelul anilor 2003. David, Margareta, aveți din nou microfoanele, vă ascultăm. Mulțumim, Șervan, iată-ne astăzi pe 3 august, ceas aniversar. Este ziua în care ne uităm în trecut, ne bucurăm de prezent și sperăm la viitor. Împreună cu noi se află domnul Lucian Despa, director al rețelei Radio Vocea Evangheliei România, Daniel Grigoriciuc, directorul stației Radio Vocea Evangheliei Suceava și Rosana Popovici, redactor șef la Radio Vocea Evangheliei Suceava. Aș vrea să spun, David, că mă simt foarte confortabil pentru că în formula aceasta ne întâlnim o dată pe an, poate chiar de 2 ori uneori, la sediul radioului Vocea Evangheliei. De regulă, când îl avem pe domnul Despa Lucian, este ședință. Astăzi este... Da, dar e important că ședințele sunt plăcute, sunt constructive, deci la noi, la Radio Vocea Evangheliei, când spui ședință, nu e nimic de speriat. Da, încercăm acum să radiografiem o nouă etapă de dezvoltare a stației Radio Vocea Evangheliei Suceava. Când numărul de ore de emisie a crescut progresiv, a crescut numeric și echipa, evident. Pentru că domnul Lucian Despa se află aici, în calitate de director al rețelei RVE, aș vrea să vă întreb, domnule Despa, care sunt amintirile care vă vin acum în minte legate de primul contact cu Radio Vocea Evangheliei Suceava, acum 16 ani, dacă nu mă înșel. Exact. Bună seara, bine v-am găsit. E greu să-mi aduc aminte de multe lucruri în general de acum 16 ani, dar cu siguranță de câteva lucruri legate de Vocea Evangheliei Suceava îmi aduc aminte, pentru că înainte de toate tronează destul de clar figura luminoasă a lui Daniel Grigoriciuc. El a fost numit director cu doar un an înainte că eu să fiu numit director al rețelei. Era un sentiment de solidaritate necunoscut pe care îl împărtășeam, însă rețin foarte clar că era o figură foarte zâmbitoare și de fiecare dată când discutam cu el, perspectiva de viitor și ceea ce astăzi practic s-a îndeplinit, pentru că vorbim de o stație de forță de 24 de ore,
erau discutate și erau puse pe planșetele lui încă de atunci și încă o dată mă bucur foarte mult că putem discuta aceste lucruri, așa cum spuneați, în ședințe pe care le avem, dar ca împliniri al unor planuri și a unei viziuni care în mare parte îi se datorează lui Daniel Grigoriciuc. Timpul acela aș vrea să preiau doar foarte scurt ideea, aș zice, pionierilor radiourilor care a fost în prima secțiune aici și că le datorăm atât de mult, și anume faptul că acele două ore de la Suceava au însemnat nu numai două ore în România, primul radio creștin în România, ci primul radio creștin în estul Europei și în istoria României. Noi trebuie să ținem cont că până atunci radioul a însemnat, înainte de comunism, societatea de radiodifuziune care nu avea programe religioase, a venit comunismul care a adus întunericul complet peste ceea ce însemna realitatea religioasă și aceste două ore de la Suceava au însemnat în mod istoric primele două ore de radio creștin din istoria României și din istoria estului Europei, pentru că, așa cum vă spuneam, lucrul acesta a fost o noutate pentru toată regiunea. De asemenea, modul în care a fost constituit, faptul că au venit cultele evanghelice împreună și s-au împreună într-un proiect, iată, în cazul acesta, 25 de ani numai în Suceava, este absolut surprinzător. Pe unde merg atunci când merg la conferințe, când vorbesc cu partenerii noștri de la Moody, pentru că a fost pomenit înainte, și vorbim despre evoluția asta fantastică, sunt foarte uimiți, pur și simplu șocați de faptul că trei culte evanghelice, care au oarece diferențe între ele, nu putem spune că nu există astfel de lucruri, au putut, datorită elementului comun al Evangheliei, să stea împreună într-un proiect mediatic de asemenea dimensiuni. Vă spun că este unic în estul Europei și să ne ajute Dumnezeu să-l păstrăm unic în continuare, în valoare, în excelență, așa cum se spunea, pentru că ceea ce facem pentru Domnul trebuie să fie ceea ce facem noi mai bun în viațile noastre. Pastorul Corneliu Duglei spunea că a plecat, a lăsat Radio Vocea Evangheliei Suceava la două ore, Daniel Grigoriciuc, ai preluat și iată că suntem la 24 de ore. Un salt uriaș, cum spune și domnul Despa. Da, a fost un salt uriaș pe care Dumnezeu l-a făcut înaintea noastră. În mod providențial, El a îngăduit toate aceste extinderi. În primă fază 12 ore și apoi 24. N-a fost ușor pentru noi, n-a fost ușor nici pentru mine, pentru că eram destul de tinerel când am fost aruncat așa în 29 de ani. Să știi, Daniel, că mi-amintesc și eu că erai zâmbitor, așa cum spune era sau domnul Despa, și ai rămas la fel de zâmbitor și ne-ai ajutat și pe noi să facem lucrurile cu zâmbetul pe buze. Trebuie să spunem asta. V-a contaminat. Sper să-i contaminez în continuare cu ceva bun, dar mi-a fost greu pentru că nu eram cunoscut zonei. De la două ore eram un simplu redactor și dintr-o dată, imediat, 12 ore, a trebuit să cumpărăm un alt apartament, să ne extindem sediul, să lărgim echipa. Toate lucrurile acestea au presupus implicarea serioasă a celor din zonă și recunosc că nu a fost ușor să fac lucrul acesta. Dar, încet, încet, oamenii s-au deschis, au început să-și dea seama despre ce este vorba și la ora actuală consider că zona este solidară cu Radio Vocea Evangheliei. Mă refer la biserici, la oameni de afaceri și dacă Radio Vocea Evangheliei există la stadiul actual, lucrul acesta se datorează întregii zone. Radio Vocea Evangheliei nu este a unei echipe, ci este al evanghelicilor din zonă. Așa cum ne place nouă să spunem, dimineața împreună dăm startul zilei. De fapt, împreună facem toate lucrurile în ceea ce privește radioul, iar acesta e un foarte mare atu. Nu ne putem permite să facem radio singuri, pentru că fără ajutorul lui Dumnezeu, în primul rând, nu putem face, dar nici fără ajutorul zonei, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere material. Ar fi practic imposibil. Spuneai a fost greu, dar aș vrea să nu rămânem aici,
ci să puncteze și satisfacții relevante cu privire la Radio Vocea Evangheliei Suceava, dar desigur și preocupări și îngrijorări, pentru că sunt și dintre acestea în orice lucru pe care îl facem. În ceea ce privește satisfacțiile personale, mă bucur că am o echipă, am oameni cu care sunt prieten, în primul rând, sunt frate de credință cu ei și că fiecare își face treaba lui. În mod specific, fiecare a intrat un anumit făgaș editorial și mă bucur de lucrul acesta. În al doilea rând, mă bucur că noi, ca echipă, avem un sediu dotat cu tot ceea ce este necesar pentru a face treaba asta de radio. Și mă bucur pentru că, dinspre zonă, există mulți oameni cu capacitatea de a aduce ceva folositor pentru audiență. Mă refer la pastori și la alt gen de oameni care au calitate în mesaj. Și noi invităm periodic, n-am fi putut să facem radio fără ei. Și așa cum menționam, bisericile, oamenii de afaceri, ne-au fost și ne sunt tot mai aproape an de an. Temeri am de afară, am temeri datorită unor legi care pot să ne interzică să mai predicăm un mesaj integral al Evangheliei. Din lăuntru am temeri legate de o diluare a bisericii. Noi suntem un produs al bisericii. Dacă biserica nu va mai fi ce trebuie să fie, nici noi, ca radio, nu vom mai fi la înălțimea pe care o așteaptă Dumnezeu. De aceea mă rog ca să avem și în continuare libertate, dar și biserica să fie o biserică verticală, pentru ca să putem și noi prezenta un mesaj vertical. Despre echipă, Roxana Popovici, redactor șef la Radio Vocea Evangheliei Suceava, ne poate spune mai multe, ne poate da mai multe detalii. A fost dificil, însă iată că echipa ușor s-a închegat. Da, noi în toamnă împlinim 14 ani. Ar trebui să ne facem buletin de Radio Vocea Evangheliei. Adică voi în afară de mine. Tu mai ai deșteptat un pic, ai venit mai la urmă așa, dar ne bucurăm foarte mult și de tine. Am început timid, dar am început ca oameni simpli și îmi place să cred că am și rămas. Și cred că asta ne-a unit foarte mult. Am pornit de la renovarea apartamentului și mi-aduc și aminte și acum când am pus toți mâna pe baros, pe făcut curat și am rămas pe undeva și la acel nivel, adică suntem gata să facem orice pentru binele echipei noastre. Și atunci cred că s-au pus primele cărămizi în relația noastră și cred că cel mai mult am lucrat la unitate. Am rămas cei care am prins pasiune, drag pentru radio și mai ales pentru oamenii care ascultă radio și pentru ceea ce putem face prin radio. Și acolo a fost, cred că, lupta cea mai mare, să devenim una și fiind învățabili, am putut crește. Și de acolo am pornit, călcând pe urmele celor mai buni ca noi, cu care am colaborat, despre asta o să mai vorbim poate, și deși timid, Dumnezeu a binecuvântat începutul nostru slab și iată, suntem împreună unii de 14 ani, dar cu toții de 25 de ani în casele, dar mai ales în inimile ascultătorilor Radio Vocea Evangheliei Suceava. Roxana, cred că ai rostit un cuvânt drag mie, învățabil. Când am venit cu toții la radio, da, și eu sunt printre cei care anul ăsta au buletin Radio Vocea Evangheliei, da? Când am venit cu toții la radio, nu știam foarte multe lucruri despre ceea ce înseamnă radio, a trebuit să învățăm de la zero. Și aș vrea să-mi spui despre importanța acestui lucru de a fi învățabili, cum ați perceput atunci la început și cum ați dezvoltat aspectul acesta al învățării, al dezvoltării permanente, pentru că în radio permanent înveți. Permanent înveți. Nu există oprire la capitolul acesta. Am învățat pe parcurs, dar am pornit cu dorința de a învăța. Era un domeniu foarte nou, aproape total nou pentru noi, dar pentru că eram pasionați de a ajunge la inimile oamenilor, ne-am dorit să învățăm.
Și slavă Domnului că am avut în primul rând în rețeaua Radio Vocea Evangheliei România oameni mai experimentați ca noi, oameni dedicați, pasionați și plini de entuziasm, care fie au venit în curtea noastră și ne-au învățat. Unii altora, că așa trebuie să rămânem, simpli și învățabili și să ne dorim excelență. Mereu, ascultătorii fideli știu că mereu spun asta, Dumnezeu nu cere perfecțiune, dar cere excelență. Și asta e una dintre regulile noastre. Ne dorim să devenim mai mult, mai buni, totul ca slava lui Dumnezeu să se vadă și în inimile oamenilor să ajungă Dumnezeu, nu noi. Mulțumim, Roxana. Vom încheia imediat și secțiunea aceasta. Nu înainte de a ne spune domnule Despa, este greu să obții o licență radio? Este dificil astăzi? Ați fost implicat în obținerea licențelor și de la Suceava, licențe radio pentru, iată, posturi evanghelice. Dacă aș ști rețeta, acum am fi avut postul Radio Vocea Evangheliei în fiecare oraș din țară. Sigur nu este o rețetă, însă sunt câteva lucruri care trebuie să îndeplinite. În cazul Vocea Evangheliei Suceava a fost această particularitate că era la început în partaj cu alte posturi de radio și practic noi am cerut desfaceri de partaj și atunci nu a fost neapărat dificultatea acordării unei noi licențe sau unei noi frecvențe în cadrul unui concurs. Pentru a putea face acest lucru, a trebuit să mergem să facem dosare în care să fie foarte solid argumentat profesionalismul postului și faptul că suntem capabili financiar și tehnic să ducem mai sus, la 12 și respectiv la 24 de ore, timpul de emisie. Acest lucru s-a întâmplat, aceasta a fost realitatea. În general, Radio Vocea Evangheliei are o presă bună la CNA, suntem bine văzuți pentru că nu avem, ca majoritatea operatorilor, radiodifuzorilor din țară, au foarte multe amenzi, citiți tot timpul, pentru diferite lucruri. Slavă Domnului, nu există niciun fel de astfel de sancțiune și amende pentru Radio Vocea Evangheliei nicăieri în țară. Deci din punctul acesta de vedere putem merge liniștiți la concursuri. Este o condiție necesară, dar nu suficientă. Votul la CNA este un vot de oportunitate. Aceasta înseamnă că fiecare dintre ei votează conform valorilor pe care le au și modului în care cred că este oportun să dea o anumită frecvență. Dacă v-ați uitat la voturi, deseori sunt la mustață, cum s-ar spune, sunt 5 contra 6, 7 contra 4, deci aproape că pot să iei o frecvență doar la diferență de un vot. Deci este destul de mult imponderabil acolo. Și pe acest imponderabil noi contăm atunci când mergem în rugăciunile noastre. Pentru că acolo știm că Dumnezeu lucrează. Restul tehnic, editorial, financiar chiar, așa cum se spunea, cu ajutorul bisericilor, cu ajutorul comunității de afaceri, putem să susținem un astfel de post de radio. Dar acele imponderabile pot fi influențate prin rugăciunile comunităților, bisericilor, la care apelăm tot timpul, nu numai pentru sprijinul acesta, pentru care vă suntem îndatorați financiar, dar mai ales pentru sprijinul în rugăciune care este esențial și fără îndoială că în viitor avem noi planuri pentru a extinde rețeaua RV prin noi cereri de frecvențe și cu ajutorul Domnului și încă o dată cu rugăciunile dumneavoastră sperăm să reușim acest lucru. Da, am vorbit aici despre începuturi firave, despre pași mici și nesiguri, despre un parcurs bun, ceea ce e foarte important. Și nu doar parcursul trebuie să fie bun, nu e suficient să fie bun, ci trebuie să fie în crescendo. Și așa s-a întâmplat în ceea ce privește Radio Vocea Evangheliei Suceava și spun asta cu o foarte mare satisfacție. A fost nevoie de perseverență, de curaj, de credință, de credincioșie. Și da, Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne-a ridicat
în locul în care suntem astăzi. Pe El îl slăvim și Lui mulțumim și împreună cu Alina Habișciuc vom cânta Tu mă ridici. Să pot să stau pe mor.
ești mai ridici, mai mult decât pot fi. Puternici ai Domnului, am fost purtați și noi prin furtuni, prin vremuri cu soare, cu cer senin. Pas cu pas, El a ridicat lucrarea Lui mult mai mult decât am putut gândi noi vreodată. În primele două secțiuni ale programului nostru am călătorit printre amintiri, cu emoție, împreună. Și în radio, cuvântul acesta împreună este extrem de important. Pentru că lucrul în echipă este cel care conturează cel mai bine mesajul final care ajunge pe unde radio în casele dumneavoastră. Ne place să spunem în fiecare dimineață, împreună dăm startul zilei cu fiecare dintre dumneavoastră, cei care ne ascultați. Fie că sunteți aici în sală, fie că ne ascultați de acasă, pe internet sau de departe, inimile noastre bat pe aceeași frecvență împreună. Radio Vocea Evangheliei, 94,2 FM, frecvența credinței. Vă propunem acum în continuare o a treia secțiune, interviu cu Roxana Popovici. Roxana, ai microfonul. Mulțumesc, Șerban. Am rămas împreună, acum vorbim despre un alt împreună, în secțiunea trecută. Vă spuneam că noi, cei timizi, cei simpli, cei începători, am călcat pe urmele celor mai pricepuți ca noi, celor mai experimentați decât noi, și ei cu drag și plin de pasiune ne-au învățat, ne-au ajutat. Despre unii dintre ei este vorba, cei prezenți aici. Stația Radio Vocea Evangheliei Suceava a fost dependentă încă din fașă de alte stații RVE din țară. Am văzut puțin mai devreme cum stația din București a infuzat mulți ani emisiuni pentru cele două ore de program. Acum însă stația RVE Suceava emite 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, iar echipa este una dintre cele mai mari din țară. Oare nu mai avem nevoie de ajutor? Vom conștientiza mai bine acest fapt datorită prezenței la sărbarea noastră a câtorva colegi veniți de departe din țară. Este vorba de domnul Daniel Burtic, director de la Radio Vocea Evangheliei Oradea și director al RVE Internațional, Cristina Olariu, director al RVE Timișoara și director al RVE Moldova Nouă, domnul Mircea Graur, director al RVE Cluj și Cristina Giurgiu, director al RVE Sibiu. Sunteți aici pentru că ne-ați fost aproape în toți acești ani și vrem să vă mulțumim cu ocazia aceasta pentru toate eforturile depuse, pentru toată inspirația cu care ne-ați înconjurat și cu tot ce ați știut mai bine să ne învățați. Aș zice să începem cu Clujul, un oraș tare drag mie. Cum ați văzut acum 14 ani venirea unei echipe tinere în rețeaua RVE și care credeți că sunt aturile unei echipe tinere? Cred că amintirile astea sunt foarte plăcute și, într-adevăr, toți am fost la un moment dat foarte tineri și eu sunt unul dintre cei 8 oameni care am fost în Chicago în 94 pentru un curs de învățare în radio. Și, sigur, atunci când ați venit voi ca o echipă tânără, ne-am bucurat, a fost entuziasmul împlinirii unor noi oameni în marea echipă a postului de Radio Vocea Evangheliei. Aturile cred că sunt entuziasmul, idei noi, bucuria de a sluji pe Domnul și toate astea grefate pe o experiență de 10 ani, 11 ani, au dat ceea ce a rezultat acum la ceasul ăsta aniversar de 25 de ani. Cum s-a văzut din Oradea acest început de acum 14 ani? O echipă nouă formată care își dorea mai mult
Suntem anul acesta la 100 de ani de la Marea Unire, din care 25 de ani, adică un sfert, sunt luminați și de Radio Vocea Evangheliei. Dacă este să mă uit la cei 14 ani parcurși de noua echipă, avem toate aprecierile și toate felicitările pentru slujirea extraordinară pe care ați făcut-o și mi-aduc aminte cu foarte multă plăcere de momentul acela din urmă cu 14 ani, pentru că trăiam împreună provocări. M-am rugat mult împreună cu fratele Daniel în acea perioadă, pentru că și noi la Oradea tocmai ne mutam într-un sediu nou. Construiam în urmă cu 14 ani și atunci când Roxana a venit la Oradea, încă eram printre cabluri și aranjam lucrurile acolo. Tot atunci dezvoltam proiectul Revei Internațional, librăria. Așadar, în urmă cu 14 ani, speram cu toții că vom păși spre marea care se va deschide. Și dacă nu se va deschide, credeam că vom putea păși peste ape. Și dacă cumva ne vom afunda, credeam cu toții că Mântuitorul însuși ne va prinde de mână. Și de atunci suntem convinși că împreună cu El am putut păși de mână pe această cale a credinței. Apreciem foarte mult toată munca pe care dumneavoastră ați făcut-o și toată prețuirea pentru echipa de la Vocea Evangheliei Suceava. Mulțumim foarte mult! Ce mă bucur e că în această seară cuvântul de ordine este împreună. Mă bucur de acest împreună. Facem așa o călătorie imaginară prin țară și ne oprim la Timișoara și apoi la Sibiu. De ce? Pentru că vreau să știu care e părerea voastră, care mai este impactul radioului în ziua de astăzi și încă un lucru. Fiecare stație are amprenta ei. Cu ce se deosebește Suceava de celelalte stații? Cum ne vedeți voi? Ai făcut bine, Roxana, că ai poposit la Timișoara. Acolo trebuia să poposești. Mă gândeam, în timp ce vorbeau și colegii mei, la un exemplu foarte, foarte simplu. Stăteam în biserica mea, în scaun, candidații de botez erau prezenți, iar unul dintre ei a început să-și spună povestea și spunea: am avut un accident, eram ateu. Și am zis, dacă mă mai ridic din patul acesta de spital, mă pocăiesc, știu că existi. S-a ridicat din patul de spital și nu s-a pocăit. 10 ani, spunea omul acesta în biserică, 10 ani am făcut tot ce puteam face. Și după 10 ani, mergeam cu mașina și, întâmplător, bineînțeles, am dat peste Radio Vocea Evangheliei Timișoara. Dar la Radio Vocea Evangheliei Timișoara mergea o emisiune de aici, Civilizații Paralele. Și în timp ce vorbea Laurențiu împreună cu invitatul lui, prezbiterul Ioana Saftei, la un moment dat prezbiterul Ioana Saftei a spus: dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu fi un om nebun să nu o împlinești, pentru că lui Dumnezeu nu-i plac oamenii nebuni. E un citat din Eclesiastul. Iar în momentul în care a auzit aceste cuvinte, spunea acest frate acum, atât de puternic l-au săgetat cuvintele, încât în ziua aia, noi difuzăm sâmbătă dimineață, în ziua aceea s-a dus până la ușa cazinoului, a pus mâna pe clanță și n-a mai putut intra. A căutat o biserică, în 3 luni deja era înscris pentru botez. Iată, impact foarte clar, foarte evident. Viețile sunt schimbate, viețile oamenilor sunt schimbate, aceasta este miza. Scopul nostru nu este nici divertismentul, nici popularitatea, nici să ne audă oamenii la radio ce bun și frumoși suntem. Scopul e mântuirea lor, transformarea. Creăm mentalități, schimbăm pur și simplu tipare greșite de gândire, prin puterea Duhului Sfânt, bineînțeles, și a Cuvântului Său. Ce frumoasă definiție! Sibiu, da, cred că mie îmi revine partea aceasta de a răspunde la cum și ce aduce frumos Radio Vocea Evangheliei Suceava în tot acest tablou Reve România. În primul rând aș vrea să vă salut pe voi, sucevenii noștri dragi. Echipa de la Suceava ne-a fost întotdeauna dragă și este un stâlp pentru Reve România. Apoi aș vrea să salut ascultătorii de aici din sală și cei care ne recepționează pe FM și ne urmăresc pe site-ul vostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și să vă spun că aveți aici un mare har, așa cum avem și noi la Sibiu, așa cum avem fiecare dintre noi. Avem harul să mai putem vorbi despre Cuvântul lui Dumnezeu. Cu ce vine frumos Reve Suceava?
M-am gândit să știi și mi-am scris câteva cuvinte, ca să nu răpesc prea mult timp. Aș spune cu seriozitate, multă seriozitate, cu corectitudine a abordării temelor dezbătute în programe și cu o calitate deosebită pe care se simte că o urmăriți atunci când realizați programe. Și m-am uitat pe acest pliant pe care l-am primit la intrare și am văzut emisiunile realizate de colegii noștri de aici, de la Suceava, și mi-am dat seama că majoritatea emisiunilor voastre merg și la Sibiu. Se aud și la Sibiu. Slavă Domnului! Asta pentru că, repet, e seriozitate în ceea ce faceți, e dorință de a excela și ne rugăm ca Dumnezeu să continue această lucrare aici, în voi, cu voi și în inimile ascultătorilor suceveni. Știu foarte bine că nu e ușor să realizezi programe ca să acoperi 24 de ore. Cred că și voi ați simțit adesea pe pielea voastră că e nevoie de un efort conjugat din partea tuturor stațiilor. Pornind de aici, cum priviți colaborarea dintre stațiile pe care le manageriați și celelalte stații și, evident, în special Suceava, că astăzi despre noi este vorba și, de fapt, despre Dumnezeu care a făcut lucruri mari prin Suceava, prin Radio Vocea Evangheliei Suceava, sau, cum îmi place mie să spun, din inima Bucovinei până la marginile Pământului. Ceea ce spunem cu bucurie este că lucrăm foarte bine în echipa managerială cu toți directorii, dar și cu toți colegii. Nu suntem concurenți unii cu ceilalți, ci ne completăm și lucrăm împreună în unitate, în diversitate, coordonându-ne și slujindu-L pe Hristos cu credință împreună. Dorim să transmitem împreună credința și am citit despre o mamă care dădea copilului ei să mănânce cu lingurița și erau afară și soarele se oglindea în linguriță și copilul a strigat dintr-o dată: mama, am mâncat soarele! Și mama i-a spus: o să crești mare, dorim și noi să-i îndemnăm pe oameni să se hrănească cu cuvântul lui Dumnezeu, să crească în credință, și doresc fiecare emisiune de la Suceava și din fiecare stație se apropie pe oameni de Dumnezeu. Cât de importantă este pentru o echipă, pentru o stație de radio, susținerea ascultătorilor în realizarea de programe și în transmiterea lor, și care sunt pârghiile pe care le-ați folosit și le folosiți pentru a avea parte de sprijinul ascultătorilor și al bisericilor locale? Aș putea să răspund eu la această întrebare. Eu cred că sunt cea mai nouă în această poziție de administrator al unei stații de radio. În urmă cu 5 ani, când mi-am asumat sau mi s-a acordat această responsabilitate, mi-am dat seama că o echipă este doar o echipă. Avem entuziasm limitat, avem puteri limitate, avem o energie limitată. Dacă n-ar fi ascultătorii, bineînțeles Dumnezeu prin ascultătorii noștri, nu știu în ce măsură am putea să ducem până la capăt ceea ce Dumnezeu ne-a pus să facem în aceste poziții. Ascultătorul este omul pe care îl avem mereu în minte și în inimă atunci când realizăm programe. Ne gândim mereu de ce are nevoie omul care este dincolo de studioul nostru, dincolo de microfon, de provocările de zi cu zi, de situațiile de viață prin care trece. Sunt întrebări pe care ni le rulăm în minte și încercăm să răspundem și în felul acesta punem cap la cap programe. Dar este absolut esențial să avem și un feedback, un răspuns din partea ascultătorilor, iar dacă nu ar exista acest răspuns, ar fi foarte greu. Am fi ca un copil fără mamă, nu știu, așa, orfan ne-am simțit, cel puțin eu așa percep acest lucru. Pentru mine contează foarte mult reacția oamenilor care ne ascultă și ascultătorul este personajul principal în povestea asta. Mai avem foarte puțin timp și n-aș vrea să vă las să plecați de aici fără să ne încurajați. Ați făcut-o așa de bine în toți acești ani și e important pentru noi să ne încărcăm bateriile și să plecăm mai departe la drum plin de entuziasm, ghidați, încurajați și, evident, cu
inimile și cu ochii țipiți către Hristos, așa cum am învățat la una dintre conferințe. Și pentru că am ajuns aici, la ideea de conferințe, pe parcursul timpului, la aceste întâlniri, conferințe, seminarii, cursuri de formare, ați fost permanent, toți patru, alături de noi sau noi alături de voi și împreună am învățat să devenim mai buni în ceea ce facem. Ne-ați văzut efectiv crescând. Cu ce ne încurajați în ziua de astăzi? Oare ne ajung cuvintele? Voi înși v-ați fost o încurajare fantastică pentru noi. Când am văzut evoluția voastră, așa cum menționați, de la 2 ore la 24, la momentul respectiv, noi Timișoara eram și cu voi, eram singurii cu câte 2 ore. În momentul în care am auzit că voi ați primit 24 de ore, am zis, wow, se poate. Pentru noi a însemnat foarte mult curaj. Apoi când am văzut cum ați crescut, ce emisiunile, diversitatea, paleta largă de emisiuni pe care o abordați, profesionalismul, cum spunea Cristina, seriozitatea voastră, credincioșie până la urma urmei, faptul că doriți să țineți ștacheta sus și că ați ajuns acolo prin harul Domnului, evident, dar a fost credincioșia voastră, efortul vostru. Cred că cea mai mare încurajare atunci când ajungi într-un moment din acest aniversar e să te uiți în urmă și să vezi oameni schimbați, vieți schimbate, mentalități transformate de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru noi cred că e cea mai mare recompensă. Nu există o recompensă nici financiară, nici de niciun alt ordin decât aceasta. Să vezi oameni mântuiți, moși în gheara celui rău, oameni eliberați de patim, de dependențe care devin ai lui Hristos, să vezi biserica de orice denominațiune că se unește și vine și susține financiar, moral, spiritual, în mod special spiritual lucrarea. Aceasta e una dintre cele mai mari bucurii și satisfacții în lucrarea pe care noi o ducem. Ce vă încurajăm? Mergeți înainte, merită. Recompensa e din mâna lui Hristos. Nu ne poate lua nimeni, nu pierde. Ea este acolo în mâna lui și este în inima lui. Dragostea pentru oameni, dragostea pentru noi. Curaj! Mulțumesc! Domnule Mircea Graur, cu ce ne întâmpinați? Cred că trebuie doar să vă îndemn și eu, deși nu cred că aveați nevoie de îndemn, să continuați să promovați cultura împărăției lui Dumnezeu, să îi ajutați pe oameni să crească spiritual, crescând voi înși vă și noi înșine. Și sigur, mă gândeam un îndemn și pentru ascultători, care nu sunt doar ascultători, mulți dintre ei sunt și participanți la emisiuni, să continue să își expună vocea, să își expună ideile, să își pună inima pe tavă în acest radio, acest radio care să continue să fie, pentru că împreună, și când zic împreună nu vorbesc doar de echipele de radio Vocea Evangheliei, ci împreună cu toți creștinii, suntem cu adevărat vocea Evangheliei. Mulțumim. Domnul Daniel Burtic. Nicolae Titulescu spunea: doresc să fiu un far, dar dacă nu voi reuși, atunci voi fi o candelă. Și dacă nu voi reuși să fiu nici măcar o candelă, totuși voi fi reușind mult, pentru că eu voi fi omul care am încercat să aprind lumina. Dumneavoastră nu încercați să prindeți lumina, ci să arătați lumina. Domnul Iisus Hristos a spus în Ioan capitolul 8, versetul 12, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Și Psalmul 119 spune: cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Vă încurajez să fiți acei oameni care învață pe ceilalți calea luminii, calea lui Dumnezeu, pe care să o trăiască cu bucurie. Și poate prima provocare va fi în această toamnă, referendumul pentru familie. Să ne ajute Dumnezeu pe toți, pe dumneavoastră la Suceava, pe noi, pe fiecare în locul nostru, ca la referendum să participe 6 milioane de oameni și să spună da pentru familie, așa cum a fost ea rânduită de Dumnezeu. Și spun Dumnezeu să vă binecuvinteze pe dumneavoastră și țara noastră. Amin. Mulțumesc tare mult! Ultima oprire facem în Sibiu. Cristina Giurgiu. Da, și aș vrea doar două versete din Sfânta Scriptură care să vă fie far și călăuză. Un salut din partea colegilor din inima României. 1 Ioan, capitolul 5, două versete, 14 și 15, spun așa: îndrăzneala pe care o avem la El
este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice i-am cere, suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Așa să ne ajute pe toți, Domnul nostru. Mulțumesc pentru prezența voastră, pentru încurajările voastre și pentru tot ce ați făcut pentru noi în decursul anilor și cred că veți face și de acum înainte. În continuare, ascultăm Quartetul Sion din Prelipca cu o piesă în ton cu numele nostru, Plugul Evangheliei. Chemați de Domnul în Sfântul Său cor și lucrăm cu sârguință chiar de obositor. Iar când vom sfârși lucrarea cu Evanghelia a ajuns la 25 de ani pentru că încă n-au obosit. Și lucrul acesta se datorează și ajutorului lui Dumnezeu, dar și ajutorului venit, cum spuneam deja, din partea bisericilor din teritoriu și nu numai. Astăzi avem alături de noi câțiva reprezentanți ai celor trei confesiuni ale Alianței Evanghelice, cultul penticostal, cultul creștin pe Evanghelie, cultul baptist. Alături de noi, în cadrul acestei serbări, acestui moment festiv, fratele Ionică Bădeliță, păstor, membru în Consiliul Local Radio Suceava, va avea un cuvânt pentru noi toți, ca unul care înțelege foarte bine cum funcționează radioul în relație cu bisericile din zonă. De asemenea, avem onoarea de a găzdui în cadrul acestui eveniment fratele Virgil Achihai, care este președintele cultului
creștini pe Evanghelie din România. Bun venit la Suceava și bun venit în cadrul acestui eveniment. Și dumneavoastră ați fost aproape de noi și vă simțim aproape de noi. Au fost momente speciale pe care nu pot să le divulg aici, dar fratele Virgela Chihai a fost foarte aproape de noi și îi mulțumim. De asemenea, fratele Viorel Pandreanu, pastor în Biserica Baptistă, de asemenea, membru în Consiliul Local Radio Suceava, cunoaște pulsul de la Suceava și va avea câteva cuvinte pentru noi ca echipă, pentru dumneavoastră, audiența Radio Vocea Evangheliei. Vă mulțumim! Da, bună seara celor de aici, bună seara celor din fața aparatelor de radio. Cred eu că la timp aniversar, așa cum e acest timp pentru Radio Vocea Evangheliei Suceava, se cuvine, pe de o parte, să arătăm recunoștință și, pe de altă parte, să ne exprimăm speranță pentru viitor. Nu pot să nu exprim în mod public și nu formal recunoștință pentru Dumnezeu. Pentru că, chiar dacă pare o expresie de multe ori golită de conținut, realitatea este că suntem aici, noi toți, și Radio Vocea Evangheliei este aici, prin mila, prin îndurarea și prin bunăvoința lui Dumnezeu. Pentru ceea ce a făcut Dumnezeu în trecut, pentru ceea ce face în viitor și pentru credința care o avem că va face și în modul prezent de astăzi, cred că se cuvine să spunem un mulțumesc lui Dumnezeu. Apoi, cred că este datoria mea față de cugetul meu să exprim gratitudinea și mulțumirea și recunoștința pentru mulți oameni din sală și pentru unii care lipsesc din sală, care în vremurile de început au crezut, au muncit și s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu. Dumnezeu îi cunoaște pe fiecare și eu cred din toată inima că nu va uita ostenelile nimănui. Eu am să aleg și am să amintesc trei nume, alese nu oarecum, ci după o cheie pe care vă las pe dumneavoastră să o descoperiți și să exprim în momentele acestea aprecierea și să adresez mulțumirea în fața lui Dumnezeu, pentru că la vremea potrivită Dumnezeu l-a folosit pe fratele Iosif Țon într-o măsură extraordinar de mare ca să existe acest post de radio creștin. Dumnezeu să-l binecuvinteze pe el și casa lui. Apoi mă îndrept spre culise și vreau să mulțumesc în mod deosebit lui Corneliu Tuclei pentru vremea de început, pentru curajul de a renunța la un serviciu bun și pentru a intra în necunoscut, pentru ca într-adevăr la Suceava să se întâmple ceva. Și vreau să amintesc un om care e mai departe decât 24.000 de kilometri, e în veșnicie și vreau să cred că ce s-a întâmplat la finalul vieții lui e un răspuns, deci o binecuvântare din partea lui Dumnezeu pentru atitudinea care a avut-o atunci când munceam pentru începutul Radio Vocea Evangheliei. Este vorba de fostul primar, fostul președinte a Consiliului Județean, fostul subprefect Constantin Sofronie. Dumnezeu să răsplătească fiecăruia, am amintit aceste nume și acum o speranță de viitor. Dragilor, celor din echipa Radio Vocea Evangheliei, ascultătorilor, sponsorilor bisericii, îmi doresc și ne dorim ca Radio Vocea Evangheliei Suceava să fie Radio Vocea Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Să avem grijă să nu transformăm în Evanghelia noastră, a unei grupări, a unei echipe, să avem grijă, indiferent care ni se pare că sunt meritele, să facem tot ce putem ca ea să rămână Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Mulțumesc! Mulțumim, frate pastor Ionică Bădeliță. Dăm cuvântul fratelui Virgela Chihai. Mulțumesc! Cam tot ce vreau să spun a spus fratele Ionică. Mai adaug și eu ceva. Bună seara și pacea Domnului Iisus să ne sfințească pe mai departe, să ne liniștească inimile. În același timp, dacă ați amintit oameni care au avut în mod deosebit radio pe inimă,
și au, vreau să aduc și eu aminte de cineva, de un frate care s-a rugat așa. Vreau să văd România când Evanghelia va fi vestită pe stadioane, la televiziune, la radio, și vreau să vă spun că după un timp am prins și eu o casetă cu predica asta și am zis, nu o să poate. Liviola. Nu știu câți dintre noi am spus atunci, poate n-am spus așa, nu se poate, am zis, aproape imposibil, sau nu cred. Am ajuns să vedem cu ochii puterea lui Dumnezeu. În același timp, eu mă bucur când sunt invitat la aniversării care au o valoare mai mică decât anii mei, mă simt mai tânăr. Cu ajutorul Domnului, o să împlinesc 59 de ani și când ești invitat la cineva la 25, zici, mă, uite, totuși nu m-a uitat. M-a invitat și pe mine. Mulțumesc pentru invitație. În același timp, fratele Daniel spunea despre adevărul care pot fi spuse, adevărul care nu pot fi spuse. Este o muncă extraordinară pentru a obține o licență radio, o muncă care se vede și o muncă care nu se vede. Pentru amândouă, pentru amândouă. În același timp, îmi doresc tare ca vocea Evangheliei în general, nu doar în Suceava, să rămână la Evanghelie întotdeauna. Tentați, sunt multe posturi radio creștine în România. Dacă dai, găsești multe. Este unul singur care este intitulat Radio Vocea Evangheliei. Dar nu este suficient să te numești, trebuie să și predici aceeași Evanghelie pe care au auzit-o și oamenii acum 2000 de ani. Și aceeași Evanghelie care și astăzi are putere ce să facă, să mântuiască, căci este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Mulțumim Domnului, eu așa... Când sunt invitat la o aniversare, mă uit puțin în trecut. Și partea de trecut pentru mine este una de uimire. Și uimirea se referă la faptul că nu știu ce a făcut Dumnezeu, dar m-a chemat și pe mine. Nu știu. Dar într-un fel sau altul mi-a zis, hai și tu. Când privesc la prezent, spun... Din păcate, astăzi auzim foarte rar aceste cuvinte. Mulțumesc, te rog și iartă-mă. Din ce în ce mai rar. Și acasă, și în adunare, și în societate, parcă li se încleștează gura când trebuie să spui, am greșit, te rog, iartă-mă. Este mare hal să știi să mulțumești și să fii mulțumitor și să poți să te culci cu inima liniștită. Că și astăzi, ca și ieri, Dumnezeu ți-a dat putere să împlinești voia Lui în ceea ce te-a chemat pe tine. Nu în altceva, în ceea ce te-a chemat pe tine. Și în același timp, o aniversare îți dă posibilitatea să privești cu speranță spre viitor. Deoarece același Dumnezeu care te-a ocrotit și te-a binecuvântat ieri, este același și astăzi. Este același și mâine. El nu se schimbă. Noi ne schimbăm. Vă doresc din toată inima să rămâneți vocea Evangheliei Domnului Iisus Hristos, nu altă Evanghelie. Să rămâneți și în același timp îmi doresc ca rețeaua vocea Evangheliei să se extindă. Amin. Dacă ar fi ușor, să știți că în fiecare oraș ar fi vocea Evangheliei, dar nu e ușor. Și trebuie să o spun cu toată responsabilitatea, este multă împotrivire. Este multă împotrivire. Dar știm un lucru, că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit și mai mare putere, parafrazez, au rugăciunile fierbinți ale celor neprihăniți. Și dacă dumneavoastră aveți 24 de ore, rugați-vă suceveni și pentru București să aibă și ei 24 de ore și să nu uităm un lucru. Fratele, aseară am fost cu fratele meu scump, Viorel, la Târgoviște, la evangelizare.
Și mi-a zis, zice, ne vedem și mâine. Păi, e așa mică România, nu-i problemă să vii de la Târgoviște. Și acolo am vorbit despre referendumul pentru familie. Și vă îndemn în încheiere ca neîncetat până pe 30, probabil, septembrie, zi de zi, oră de oră, să amintiți că, în primul rând, noi ca și credincioși suntem datori să mergem și să votăm pentru familia naturală așa cum a făcut-o Dumnezeu. Că dacă noi nu mergem, atunci cine se meargă? Suntem datori să mergem și voi aveți chemarea aceasta să spuneți tuturor pe unde radio, în afară de mântuirea prin Domnul Iisus Hristos, păstrarea valorilor creștine, așa cum le-a lăsat Evanghelia. Un bărbat, o femeie, punct. Aceasta vă doresc eu din toată inima. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumim, frate Viorel. Fraților, mă bucur să fiu în seara asta la celebrare de 25 de ani. Mă simt un pic mai, să zic așa, mai incomod aici, pentru că eu cel mai bine arăt la radio. În multe locuri unde am ajuns, frații mi-au spus, te-am cunoscut după voce. Pentru că există o voce. Și vocea asta, dincolo de vocea lui Cutare sau lui Cutare, trebuie să rămână vocea Evangheliei. Mi-amintesc că primul om care mi-a vorbit mie despre ar trebui să avem un post de radio a fost fratele Cornel Tuclei. Al doilea om care știu că alături de el s-a luptat a fost fratele Dănuț Boingeanu și el ar fi trebuit să vorbească din partea baptiștilor aici, dar m-a rugat pe mine. Mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvinteze pe oamenii ăștia, să-i răsplătească și pe Dorin Bodnariuc. Mi-aduc aminte de vremurile de început. Am și acum acasă un suport de microfon care îl țin ca amintire de când înregistram pe acasă. Soția trebuia să aibă grijă să nu cotcodocească găinile, să nu latre câinele. Fratele Cornel avea un apartament în Opcine și pentru că era zgomot afară, ne-am băgat în debaraua unde nu prea erau borcane de gem, dar era loc, cel puțin pentru mine și microfon. Mai râdea de mine fratele că gesticulam la predici și le înregistram acolo. Au fost vremuri frumoase. Așa cum spuneau și frații dinainte, parcă ne-ar fi rușine acum de ceea ce se făcea atunci, dar totuși Dumnezeu binecuvintează începuturile slabe. Ne-a binecuvântat Dumnezeu și a pătruns în spațiul ăsta, în eterul ăsta, unde sunt atâtea duhuri. Și în jurul nostru este atâta mass media poluată care strică mințile oamenilor pentru a fi sare și lumină, pentru a însănătoși gândirea oamenilor în zonă, în țară, și apoi cu internetul și peste hotare, Dumnezeu ne-a dat această binecuvântare, Radio Vocea Evangheliei. Am luat o bucată de foaie dintr-un calendar pe care l-a tipărit fratele Daniel și acolo erau lungimile de undă a stațiilor din țară. Am mai adăugat acolo și alte lungimi de undă a altor posturi, pentru că noaptea circulând, mergând sau întorcându-mă de la evangelizări, asemenea voci erau practic însoțitorul de drum. E mare lucru și m-am gândit la bătrânii care nu pot dormi noaptea și 12 ore, mai târziu 24 de ore, a fost practic rezultatul rugăciunii lor, pentru că atunci când sunt în singurătate acolo, vocea Evangheliei aduce pe Domnul Iisus Hristos lângă ei. Ne rugăm Domnului și suntem mulțumitori pentru ceea ce ne-a ajutat până aici. Chem pe frații cu posibilități materiale din zona noastră, așa cum într-un mod extraordinar au sprijinit Radio Vocea Evangheliei până aici și ne-am extins și au creat posibilități să se întindă area de răspândire a programelor, tot la fel Dumnezeu să le binecuvinteze afacerile, să le deschidă inima pentru lucrarea lui Dumnezeu și să aibă siguranța că ceea ce fac pentru vocea Evangheliei va fi răsplătit de Domnul. Mă rog ca Dumnezeu să fie acela care să binecuvinteze echipa de la radio. Ca și păstorii, ca și polițiștii și voi ăștia de la radio sunteți puțin apreciați și mult criticați. Dar dincolo de toate astea, există un Dumnezeu care cântărește toată slujirea și mă rog ca Dumnezeu să fie acela care să vă poată răsplăti. Există libertate de exprimare în mass media, dar
Vocea Evangheliei este un post cenzurat. Trebuie să nu uitați că noi, cei de la Comitetul de Radio sau Cutare, avem datoria să vă aduceți aminte, voi aveți cenzură. Sunteți cenzurați de Duhul Sfânt și sunteți cenzurați de limitele Cuvântului lui Dumnezeu. Aceste două puteri trebuie să vă îngrădească ca ceea ce propagați la radio să fie voce de Evanghelie. Alături de mine, cred că cei care sunt bolnavi în spital sau stau în patul lor de multă vreme, bătrânii însingurați, cum spuneam, șoferii care călătoresc mii de kilometri, cei din străinătate care le dor de țară, de locurile natale, cu ajutorul internetului, apoi alții care poate și au un aparat de radio sau telefonul care merge și pe radio cu ei la câmp sau în pădure sau la biroul lor de lucru. Toți ăștia vă sunt mulțumitori. Se roagă pentru voi și ne rugăm din toată inima ca Dumnezeu să-și proslăvească numele prin Radio Vocea Evangheliei. Mulțumim celor de la București, știm că sunt acolo rotițe care trebuie învârtite la timp, cum spuneați de fratele Virgil și de fratele Despa și fratele Ieremia și alții, Dumnezeu le va răsplăti ce au făcut pentru noi și noi ne rugăm ca și Bucureștiul și Ploieștiul, dacă au fost amintite aici, să aibă Radio Vocea Evangheliei. Numele Domnului să fie înălțat și slăvit în toate și pentru toate. Amin. Amin. Mulțumim păstorilor Ioan Bădăliță, Virgil Achihai și Viorel Candreanu pentru cuvintele de încurajare. În următoarele minute, o surpriză pentru ascultătorii noștri. Echipa Radio Vocea Evangheliei Suceava va transmite prin intermediul unui video scurt câteva gânduri. Dumneavoastră, cei din sală, ne veți și vedea. Cei care nu sunteți aici, ne veți auzi. De 25 de ani, Radio Vocea Evangheliei răsună în eterul sucevean. De un sfert de secol intrăm în casele dumneavoastră și vă oferim hrană pentru suflet. Dumnezeu să ne ajute să facem această lucrare și mai departe, din toată inima, fiindu-i recunoscători pentru privilegiul acordat de a vesti Evanghelia până la marginile pământului. Vă mulțumim pentru fiecare moment în care ne-ați fost alături și pentru fiecare rugăciune înălțată spre cer pentru noi. Gândindu-mă la cei 14 ani de când sunt la Radio Vocea Evangheliei, pot să spun că să umbli în chemarea Lui înseamnă încredere, speranță, echilibru, pace, creștere, devenire, pași care continuă drumul în ciuda tuturor dificultăților. Îi mulțumesc Domnului pentru chemare, pentru învățare, pentru sfat, pentru încurajare, pentru rodul de El știut, pentru totul din cei 25 de ani de când emite Radio Vocea Evangheliei Suceava, toată slava este a Domnului. Vocea Evangheliei Suceava a început timid cu 2 ore pe zi, a continuat apoi cu 12 ore, iar de aproape 10 ani emite fără întrerupere 24 de ore, 7 zile din 7. Apreciem că ne dați aripi să rămânem în eter pentru a ajuta pe unii dintre ascultătorii noștri să își aleagă eternitatea, iar pe alții să crească și să devină tot mai asemănători cu Hristos. Pentru mine, Radio Vocea Evangheliei înseamnă credință. Este cinstea de a duce mai departe credința primită prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Prin emisiunile pe care le realizez, doresc să cultiv în inimile voastre, ale ascultătorilor, reveie credința. Consider că acesta este atributul care trebuie să fie la rang de cinste în viața fiecărui om, pentru că fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Vă încurajez să fiți plini de credință ca să-i fiți plăcuți lui Dumnezeu. Radio
Radio Vocea Evangheliei Suceava. De 25 de ani împreună, zi de zi, mai încrezător. Nu sunt doar vorbele mele pe care le auziți adesea pe 94.2 FM sau pe rvsv.ro, ci cred cu tărie în ceea ce reprezintă Radio Vocea Evangheliei pentru fiecare ascultător. Mi s-a făcut o mare favoare să fiu frântură din această voce care spune adevărul despre adevăr, care ne ține zi de zi lângă Domnul și mai aproape unii de alții. Vă port în rugăciunile mele, sperând să prețuiți această comoară, singura voce care contează, vocea Evangheliei. Astăzi ne unim glasurile în a ne arăta recunoștința față de Dumnezeu, care a făcut posibil ca, în ciuda opreliștilor, vocea Evangheliei să continue să răsune și să rămână o voce care să aducă încurajare, mângâiere, binecuvântare tuturor celor care au ales frecvența 94,2 FM. Toată slava să fie a Domnului! Sunt impresionat de venerabila activitate pe care o desfășoară Dumnezeu prin Radio Vocea Evangheliei Suceava de 25 de ani. El maximizează eforturile noastre și minimizează greșelile spre binele și edificarea ascultătorilor. Vă mulțumesc pentru nemeritatul interes cu care ne urmăriți și ne susțineți. M-am alăturat ceva mai târziu familiei RVE, dar ceea ce ne-a unit a fost aceeași voce a Evangheliei care a schimbat viețile noastre și ale multor ascultători de-ai noștri. Iată că au trecut deja 25 de ani de când vă suntem alături și, cu ajutorul lui Dumnezeu, dorim ca și de aici înainte această voce să pătrundă în cât mai multe case și inimi, fiind împreună pe aceeași frecvență a sufletului. Fiți binecuvântați! De 14 ani lucrez la Radio Vocea Evangheliei Suceava și am văzut cum în fiecare zi, săptămână, lună, an, Dumnezeu trimite resursele necesare pentru susținerea acestei lucrări. El lucrează prin oameni simpli, prin biserici și prin oameni de afaceri. Mereu am spus și voi spune, aceasta este lucrarea lui Dumnezeu și prin El va merge mai departe. Lucrez de 22 de ani la acest post de radio. În primul rând pentru că am dobândit în timp certitudinea că locul meu este aici, dar și pentru că am realizat că este un instrument spiritual eficient. După atâta vreme, Radio Vocea Evangheliei Suceava a devenit parte din mine și cred că și din inimile multor ascultători. La acest ceas aniversar, mulțumesc lui Dumnezeu, bisericilor, pastorilor, oamenilor de afaceri, colegilor din echipă, tuturor celor din rețeaua RVE pentru tot ajutorul dat, ajutor pe care îl anticipăm și pentru toată durata cât ne va mai fi îngăduit de sus să facem această frumoasă lucrare. Consider că a sluji pe Dumnezeu slujindu-i pe oameni este o chemare înaltă. Este un privilegiu pentru mine să am șansa ca și eu să pot fi o voce prin care mesajul iubirii desăvârșite să se audă și astfel oamenii care îl ascultă la radio să descopere și ei calea mântuirii pentru sufletul lor, așa cum am descoperit-o și eu, prin vocea Evangheliei. Radioul a fost și va rămâne un instrument puternic în vestirea Evangheliei. Ajunge acolo unde nimeni nu poate. Deși tehnologia evoluează, radioul va avea mereu locul lui. De aceea ne dorim să fim mai departe o voce, o voce care să transmită vocea lui.
Celebrăm astăzi 25 de ani de binecuvântare, celebrăm îndurările Domnului, celebrăm puterea Lui și biruința Lui asupra întunericului prin Radio Vocea Evangheliei. Declarăm și noi cu credință, cu Domnul să mergem înainte și de acum încolo. Această melodie, pentru cei care nu știți, este imnul Radio Vocea Evangheliei. Dar pentru a putea merge înainte cu rost, cu rod, cu credință mare, rugăciunea este și rămâne importantă. Să avem un moment de rugăciune și rugăm pe pastorul Gică Maga să ne conducă în această rugăciune pentru echipa RV și pentru lucrarea întregei rețele Radio Vocea Evangheliei. Aș vrea să ne ridicăm în picioare. Binecuvântat să fie numele Tău, Domnul nostru! Recunoaștem că meriți toată slava, cinstea și gloria în veci de veci. Doamne, îți mulțumim că până aici doar Tu ne-ai ajutat și credem că în continuare vom putea birui doar împreună cu Tine. De aceea Te lăudăm și îți mulțumim, Tatăl nostru. Mulțumim pentru minunea pe care ai făcut-o pentru cei din zona noastră, din Moldova, din nordul Moldovei, din Bucovina, și mulțumim pentru darul pe care ni l-ai dat, Doamne. Nu l-am meritat, meritul este al Tău, de aceea Te lăudăm și ne închinăm înaintea Ta. Mulțumim pentru mângâierea pe care ai adus-o în casele oamenilor. Mulțumim pentru încurajare, pentru îmbărbătare pe care ai adus-o prin vocea Evangheliei. Mulțumim pentru cei care ascultă, Doamne, nu pot fi împreună cu biserica, dar în pat de suferință pot fi îmbărbătați și mângâiați, Doamne. Îți aducem închinare și Te lăudăm, Tatăl nostru. Îți mulțumim că ai vindecat inimi și mulțumim, Doamne, că prin vocea Evangheliei au fost oameni care s-au întors la Tine și Te-au recunoscut ca Domn și Stăpân. Binecuvântat să fie numele Tău. Te rugăm acum, binecuvintează bisericile din zona noastră, binecuvintează frații creștini după Evanghelie, binecuvintează frații baptiști, binecuvintează frații pentecostali. Vrem împreună să ne dăm mâna, Doamne, și împreună să biruim în ceea ce am fost chemați să facem împreună. Binecuvintează lucrarea care se face aici. Îți mulțumim și Te slăvim, Tatăl nostru. Mă rog în același timp, binecuvintează echipa de la Vocea Evangheliei, binecuvintează pe cei care ies în față și ne vorbesc și ne încurajează și ne mângâie, binecuvintează pe cei care se ocupă de partea tehnică. Mă rog în numele Domnului
Iisus, lasă binecuvântarea ta, mă rog, binecuvintează-i pe ei și casele lor, păzește-i de atacuri străine, de atacuri demonice, păzește casele lor, familiile lor, te rog în numele Domnului Iisus, fă ca prin vocea pe care o aduc, Doamne, și prin vorba lor și mesajul lor să aducă mângâiere, lasă ungere divină, Doamne, atunci când ies în față și vorbesc și vrem ca mesajul lor să fie un mesaj care să aducă binecuvântare, mângâiere, îmbărbătare. Binecuvintează, Doamne, în același timp autoritățile din orașul nostru. Îți mulțumim pentru ei. Doamne, mă rog să ai milă și te îndur de ei. Pune frica de tine în fiecare dintre ei. Mă rog în același timp, binecuvintează dușmanii vocii Evangheliei. Doamne, mă rog, ai milă și de ei. Îndură-te și de ei. Vorbește-le, Doamne, și la vremea potrivită lucrează la inima lor. Îți mulțumim că ne asculți. Îți mulțumim că ești Domnul nostru. Ne încredem în tine și credem, Doamne, căci cu tine vom fi mai mult decât biruitori. De aceea încredințăm toată lucrarea aceasta în mâna ta și te slăvim, Tatăl nostru. Nu în ultimul rând, mă rog pentru cei care au dăruit și dăruiesc în mod regulat la vocea Evangheliei. Binecuvintează-i, Doamne, binecuvintează oamenii de afacere. Te rog, fă să sporească afacerile lor. Adă binecuvântarea ta peste fiecare dintre ei. Îi încredințăm și pe ei în mâna ta. Punem numele tău peste fiecare dintre noi și vrem ca binecuvântarea ta să rămână cu fiecare, Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, să fii lăudat până în veci. Amin. Amin. Cei din sală puteți reocupa locurile și urmează un moment special în care am vrea să ne arătăm recunoștința față de o serie de oameni care au colaborat în decursul celor 25 de ani cu Radio Vocea Evangheliei. Predau microfonul colegului meu, Șerban. Îi invităm acum, unii sunt deja pe scenă, cei care nu sunt și își vor auzi numele, îi invităm să urce aici, împreună pe scenă. Rusu Ieremia, fost director general al rețelei Radio Vocea Evangheliei, Despa Lucian, actualul director general al Radio Vocea Evangheliei, Tuclei Corneliu, fost director al stației Radio Vocea Evangheliei Suceava, în perioada 1993-2002, Pavel Cristi, director stație RVE București, Burtic Daniel, director stație RVE Oradea, Graur Mircea, director stație RVE Cluj, Giurgiu Cristina, director stație RVE Sibiu, Olariu Cristina, director stație RVE Timișoara. De asemenea, îi avem pe scenă Achihai Virgil, președintele cultului creștin după Evanghelie, pastorul Bădelițe Ioan, pastorul Candreanu Viorel, pastorul Haureș Cornel, îl invităm să vină și el pe scenă, presbiterul Asaftei Ioan, el este cel despre care ați auzit, Civilizații Paralele, împreună cu colegul nostru, Laurențiu Miron, vocea pe care ați ascultat-o de ceva ani încoace, pastorul Macoveciu Constantin, pastorul Boingeanu Dănuț, pastorul Gavril Nicu, pastorul Ciopătaru Tibi, pastorul Avasiloae Liviu, pastorul Pintilei Fănică, pastorul Sainiuc Victor, pastorul Turtureanu Ilarion, pastorul Mitrea Daniel și, nu în cele din urmă, pastorul Breană Vlad. Le mulțumim tuturor, îi așteptăm să vină, pentru că de foarte multe ori îi sunăm și îi așteptăm să sosească la radio. Frate Victor, mulțumim, Domnul să vă binecuvinteze. Fratele Victor a făcut un drum de la Cluj ca să se întoarcă în patria natală. Mulțumim, fratele Liviu Vasilae, Domnul să vă binecuvinteze. Fratele Fănică Pintilei, mulțumim, Domnul să vă binecuvinteze. Fratele Tibi, Ciubotar, mulțumim. Fratele Daniel Mitrea, Domnul să vă binecuvinteze. Fratele Ilarion Turtureanu, nelipsit de la Răspundem Ascultătorilor. Avem Civilizațiile Paralele cu noi, fratele Jean Asaftei, Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumim. Mulțumim pentru seriozitate și consecvență. Fratele Vlad Breană, mulțumim, Domnul să vă binecuvinteze. Să știți că nu sunt singurii care au fost alături de noi, iată că eu mai am aici câteva care încă nici nu am cui să le ofer, adică au fost niște nume rostite, dar probabil n-au ajuns. Acestor frați, acestor surori de credință, colaboratori,
le datorăm cu toții, audiența, o recunoștință maximă, Dumnezeu să-i binecuvinteze, Dumnezeu să-i inspire și pe mai departe, să le dea înțelepciune, pentru ca să facă această lucrare cu dăruire și pe mai departe. Dumnezeu să ne ajute să facem lucruri frumoase și de aici încolo. Până acum, Dumnezeu ne-a ajutat și credem că același Dumnezeu tot puternic va fi alături de noi și pe mai departe. Fratele Despa vrea să dea microfonul. Da, mulțumesc, frate Daniel. Echipa Vocea Evangheliei Suceava a omagiat persoane care au însemnat ceva, au dat o mână de ajutor, au fost membri ai echipei, dar cu siguranță primii care trebuie să omagiați în această seară este echipa Radio Vocea Evangheliei Suceava. Cine poate face acest lucru mai bine decât sediul central? De aceea am găsit o expresie plastică într-o casetă omagială pe care aș vrea să o citesc. Echipei Radio Vocea Evangheliei Suceava, cu ocazia aniversării a 25 de ani de emisie radio în slujba Evangheliei și a sufletelor însetate de neprihănire din urbea Sucevei. Felicitări și la mulți ani, 1 august 2018, Suceava. Felicitări, frate Daniel. Mulțumim și sediului central pentru ajutor tuturor colegilor din rețea, fraților din zonă și cu Dumnezeu vrem să mergem înainte. Acum dau microfonul colegului meu, Șerban. Da, cred că toate lauda îi se cuvine doar lui Dumnezeu, tocmai de aceea vă invităm împreună cu grupul acustic să-L lăudăm pe Cel care a făcut posibilă toată această lucrare de-a lungul anilor. Te voi lăuda, grupul acustic. Încetat strigarea ta.
cei rău și făcând doar voia Lui. Ochii Lui sunt peste tine când umbli în calea sa, iar urechea Lui aude necetat stricarea ta. Haideți să înălțăm pe Domnul, să lăudăm. Acest cântec punem punct emisiei noastre live. Vă mulțumim vouă, celor care sunteți în sală, mulțumim colegilor noștri, mulțumim tuturor celor care au fost astăzi împreună cu noi. Vă dorim o seară cât mai frumoasă și, de ce nu, cu ajutorul lui Dumnezeu, luni vom da startul unei noi zile. Mulțumim pentru sprijin, pentru rugăciuni, pentru prezență. Acum, la final, în timp ce dumneavoastră puteți părăsi sala, ne bucurăm și împreună cu acești copii frumoși, ascultând o altă piesă proaspătă a grupului acustic, Cerul e casa mea. Și poveri în fiecare zi, dureri, dar de când Iisus e speranța mea, eu din inima cânt așa. Cerul este casa mea, pot să cânt și să strig aleluia. Am fost mântuit când am crezut și de aceea sunt bucuros. Prietene nemântuit, știu că nu ești fericit. Iisus a murit la calvar ca să-ți dea viață-n dar. De când crezi în El te va salva și atunci cu mine vei cânta. Și de aceea